UTA o bate pe Hermannstadt 1-0, ia 3 puncte, revine pe loc de baraj și respiră înaintea finalei, practic, pentru a evita retrogradarea de săptămâna viitoare. Meci FC Argeș-UTA va cântări probabil foarte greu acea partidă. Din păcate am avut și momente de panică pe parcursul acestui meci, pentru că spre finalul partidei Puștur Areș-Pop, 17 ani, s-a prăbușit din senin și a acuzat probleme de respirație, a fost nevoie de intervenția medicilor, să-i se aplice mască de oxigen pe față, până la urmă a fost stabilizat. Lucrurile sunt bune, însă o să vedem imaginile, nu a arătat deloc bine ce i s-a întâmplat lui Rareș Pop. Îi salut pe invitații mei, pe Florin Lovin, bună seara. Seara. Bogdan Cosmescu, bună Salut. Seara. Vreau să începem cu imaginile de după meci cu Rareș Pop, pentru că astea sunt informațiile cele mai proaspete. Să arătăm că practic puștul este ok, pentru că după ce a primit îngrijiri medicale în ambulanță, s-a terminat meciul, a venit pe teren, probabil un soțit de medic, îl îmbrățișează de Mircea Rednic și apoi vin și ceilalți jucători. Pare un pic așa, în continuare afectat sau, mă rog, muleșit, amețit, probabil. El e încă mică vârstă, poate că e în creștere, gândește în perioada de creștere, se mai întâmplă chestiuni de genul ăsta, dar trebuie să investigheze care e cauza. Dacă așa cum a spus comentatorul nostru, am mai pățit chestia asta și la antrenament săptămâna trecută, ceva asta, deja repetarea acestei chestiuni nu cred că este în regulă. Da, nu sunt medic, dar nu cred că este în regulă. Nu, dar și medicii de obicei la echipele vii, eu țin minte și în perioada asta, adică nu neapărat că nu sunt pregătiți, dar nu au pe mână buget normal cum se face la o echipă profesionistă. Mereu țin minte, trebuia bani de pastile, stai că n-avem bani de unguent, adică nu știu dacă se întâmplă asta la UTA, dar mă refer că totuși ar trebui și din punct de vedere medical să ne upgradăm și noi, pentru că să nu se mai întâmple multe tragedii. Tot au fost în România în ultimii ani și pe mine mă surprinde că a venit, că de obicei când ai o cădere de asta de calciu, trebuie o dină, liniște, adică nu știu cât de bine i-a făcut. Acum bine, nu știm exact ce s-a întâmplat, dar faptul că el a fost luat de acolo cu mască de oxigen, mă gândeam că el acum e la spital chiar dacă el și-a revenit pentru investigații, exact. Totuși e un sportiv care face... Și nu e normal să rămâi pentru investigații la spital? Ba da. Păi și... Da, adică și e ciudat, n-ai cum. Trebuie să stai în spital, pentru că eu... Nu mai stai în spital nicăieri, spun eu. Dacă nu vrei, nu mai stai, pleci imediat. Dacă ești inconștient și... Da, da, ești... Nu știu, cazul lui. El, în primul rând, nu e major. Păi da, nu ești major, nu știu dacă poți să iei decizii de genul ăsta. Păi da, dacă ești doctorul echipei. Și asta este imagine cu șutul lui la poartă, pe care o să vedem, modul în care îi se face, practic, îi acuză probleme de respirație. Iată, se vede că nu mai poate respira bine, se prăbușește și... Aici vedem cum respira așa, anormal, cumva. Eu de asta zic, adică, din punctul meu de vedere, trebuia să rămână la spital, într-un pat de spital. Trebuia dus la spital, cred că s-a întors ambulanța din drum și l-a lăsat, te simți mai bine, da, hai, treci înapoi la stadion. Adică da, explicațiile astea le pot da cei de pe ambulanță, de ce el nu a fost dus, de ce normal nu... trebuie să ai o cădere de asta, nu poți să-ți, fără investigații, să vezi ce ai pățit. Încă o dată, dacă se confirmă faptul că mai pățit săptămâna trecută sau cu 200 la antrenament același lucru, nu e normal. La tineri în creștere, repet, se pot întâmpla problemele astea, căderi de calciu până se reglează hormonal organismul. Și plus că joacă la un nivel, una e la 17 asta ani, e alt nivel. Să și de-aia zic că nu e bine totdeauna să-i forțezi. Trebuie să fii foarte atent când forțezi jucătorii tineri la acest afară, nivel. Afară, eu zic că când îți forțați, foarte dau niște atent. Teste, da, dau niște... Da, aveam cu cineva o discuție, apropo de Borza, de faptul că e exemplu bun care e fix 17 ani, care are da, șpom. Da. Și îmi spunea, nu înțeleg de ce Hagi îl tot schimbă în fiecare meci. Și eu zic, nu știu, că nu l-am întrebat pe Hagi, da, dar poate să fie și chestiunea asta că e prea mic și nu poate să ducă, să ducă exact toate meciurile capoare. Pentru că el e mereu, mereu schimbat. Bine că nu, na, mulțumim lui Dumnezeu că a reușit. Sunt curios da, care... Este groaznic. Este diagnosticul la părinții lui, la familie. Adică când vezi copilul jos acolo... De asta zic că astea sunt lucruri care să te joci. N-ai cum să ai un episod de ăsta să nu rămâi o seară în spital să-ți faci niște investigații. Și la noi văd că se poartă chestia asta. Radu Negru de la Craiova nu mai vedea nimic la pauza meciului cu voluntari. Și pe el se vedere. Da, țin, și nici n-a ajuns la spital, nu? Ba, parcă nu, ajuns, sau nu, nu știu ce a făcut, dar ce te crede etapa următoare a jucat? Păi asta e altceva, că etapa următoare, că... A mai avut, stai un pic, ăsta, cum îl cheamă, doamne, de la Dinamo, anul trecut. Da, eu cred că Negru a fost la spital atunci. Se poate, cum îl cheamă, de la Dinamo? Ia uite ce lapsus am, mi s-a făcut un meci cu Rapid. Capitanul lui Dinamo, înainte să retrogradeze, anul trecut.
Uite că nu mai știu la cine. Răuță. Răuță, da. Răuță, i s-a făcut rău. Atenție, că Răuță nu a jucat vreo 2-3 etape. Da, da, i s-a făcut rău și a contează orice după aia. Adică, poate trebuie să fii foarte atent. Asta pot să înțeleg. Că după ce faci niște investigații, medicii vin și spun. Ești ok, pe joacă Eriksen, n-ai mai fotbal. Nu, dar Eriksen nu e ok. Eriksen a fost operat întâi, stai un pic. Nu, nu, ți s-a făcut rău și îți dăm la spate și mai jucăm. Ce s-a întâmplat? Eu cred că dintr-o sută de fotbaliști, nu știu dacă doi continuă cariera. Dintr-o sută și el e unul dintre ei. O primă reacție de la, după acest meci, Butean de la Hermannstadt. Parcă era prea frumos, nu, să se termine din seara asta. Acum, serios, vorbind, unde crezi tu că s-a făcut diferența? Bună seara! Noi am venit aici să jucăm, să ne facem treaba pe teren așa cum am făcut-o în fiecare meci, să punem în aplicare ceea ce am discutat cu mister, cu antrenorul. Nu ne-a ieșit așa de bine, dar defensiv ne-a făcut treaba bine. Cum a spus și dumneavoastră, ați remarcat lucrul acesta. Nu au venit cu ocazia, au avut câteva cornere, dar am stat bine și la cornere, nu ne-au surprins cu nimica. Se întâmplă într-un joc să fie o fază fixă, să fie un penalty, asta face diferența uneori. La un joc cu astfel de miză, cam asta se așteaptă. Îmi pare rău pentru Rareș Pop ce s-a întâmplat, s-a tras puțin de timp prin prisma aceasta, dar nu-i vina nimănui, se poate întâmpla, ne bucurăm și sperăm că este bine. Dar țin să le trag un semnal de alarmă jucătorilor de la UTA că nu au fost foarte fair play. În multe situații așteptau scandal, ne înjurau și ne hărțuiau în așa fel încât să tragă de timp. Și pot să zic că nu așa se joacă fotbal. Noi am venit tot timpul să jucăm, nu ne-am apărat niciodată. Și fotbalul ne-a respectat. Noi am respectat fotbalul și fotbalul ne-a respectat. Ne-a ajutat și Dumnezeu. Am câștigat și în ultimele minute. Da, asta a fost. Asta a fost. Într-un fel, după ce trece, să zicem, ziua de astăzi, va trebui să vă reuniți, să vă gândiți ce trebuie să faceți în ultimele trei etape. Da. Așa, prin prisma clasamentului aici, era de luat punct cel mai mult, pentru că nu sunt deloc ușoare nici următoarele. Știți bine că noi cu echipele bune am luat puncte. Am bătut chiar aproape toate echipele care s-au bătut la play-off. Ne facem treaba, probabil uneori cu echipele care erau sub noi în clasament, nu pot să zic că mai slab valoric, pentru că este un campionat strâns, se vede și în play-off, se vede și în play-out. Noi cu echipele astea am scârțit puțin. Pot să zic așa pe total că noi ne pregătim de fiecare meci, jucăm cu plăcere, țin să cred că nu avem presiune, ne bucurăm de fotbal și așteptăm meciul următor. Mulțumesc! Mulțumesc, o seară bună! Da, Buteanu acuză pe UTA că a tras de timp și că, mă rog, da, echipele se folosesc de orice. Toată lumea trage de timp. Mai ales în situația în care era UTA, era culmea să nu facă. E un subscor mare pentru că își permite acum și un egal la Pitești. Da. Mă întorc la Pop pentru că am o informație de acolo, de la fața locului. Primul diagnostic, cădere de calciu. Și ăsta a fost motivul pentru care cei de pe ambulanță au spus că nu mai e nevoie să-l ducă la spital și îl tratează pe margine. Că a fost o simplă cădere de calciu. Adică cum s-a ajuns exact la acest diagnostic în 5 minute în ambulanță? Asta să ne explice medicii. Dar adică înțeleg cum, și cădere de calciu normal, să ai în continuu cădere de calciu? Adică tu e normal să te facă rău non-stop? Știi să faci de performanță? Bănuiesc că nu. Uite, fata mea a leșinat în brațele mele în casă. Cădere de calciu. Am dus-o la spital, i-am făcut investigații, mi-a spus ok, o cădere de calciu, dar după 3 ore de analize. Adică nu poți să spui după 5 minute, da? Adică ți-a spus el, am avut o cădere de calciu, e bine, hai, du-te, du-te acasă. Marius Mândărășanu la interviu. Cel puțin am intrat cu teamă, știam că am și vorbit la flash-uri, că vor veni peste noi încă din primul minut, jucau și acasă și publicul. L-am simțit încă din meciul din sezonul regular, însă în prima repriză, în afară de cornere pe care le-au avut, într-adevăr foarte multe cornere, ocazii n-au existat, din contră situațiile mai bune au fost ale noastre. Dar mă deranjează și sunt supărat că am jucat după ce am primit golul. Dar asta e viața. Au fost 7 meciuri pozitive, acum vine această înfrângere. Nu știu, o fază, am făcut o greșeală, am luat golul ăla, nu știu dacă merita mai mult, pentru că, sincer, nici ei n-au avut ocazii, dar, într-adevăr, au avut posesia. Rămâne lupta, așa cum am spus-o de foarte multă vreme, până în ultima etapă. Greu să îi motivați pe, sau a fost mai greu să îi motivați pe jucători? Știu că sunt bonusuri și inclusiv de clasare, adică nu doar evitarea de locurile de baraj. E greu cumva după tot sezonul ăsta nebun și după ce ați obținut victoria din etapa precedentă, cumva ați simțit așa că a fost mai greu? Ne-am dorit să
câștigăm toate meciurile. Cred că toată lumea și-ar dori asta și toți jucătorii și toți antrenorii. Dar nu se poate, pentru că avem adversari în față, avem și momentele noastre mai puțin bune. Repet, însă, am început rău, s-a văzut că ne e teamă, forcing-ul lor pe început, dar nu, este greu, mi-a fost greu tot sezonul, sau cel puțin mai ales după ce am pierdut acele puncte, dar băieții au arătat caracter și până la urmă au revenit și odată cu au victorii și cu rezultate pozitive, au crescut și ca moral și am urcat un pic în clasament, pentru că știți foarte bine, play-out-ul am început pe loc de baraj. Dar câștigi puncte și totuși ești acolo și nu te relaxezi, n-ai cum să te relaxezi, pentru că matematic n-ai punctele necesare ca să scapi și de baraj. Da. Este greu, dar mergem înainte. Dar cum e? Cu așa, din ce a simțit în sezonul ăsta, cum vi se pare că echipa joacă mai bine? Când are cuțitul la os și cumva e disperată sau din potrivă când e relaxată? Că astăzi am văzut a doua variantă și nu prea a fost bine. Da, au fost momente în care am jucat bine odată cu un rezultat, două pozitive. Asta arată că, căpătând încredere, au jucat mai dezinvolți. Acum, cum spui și tu, da, veneam după o serie pozitivă, trebuia să fim dezinvolți, dar nu de maniera în care relaxați. Oricum, am vorbit cu ei și nu, chiar nu au fost relaxați. Dar un pic așa, teamă, poate se gândeau să nu luăm gol pe început de joc, pentru că, repet, știam ce se va întâmpla. Dar, nu, îi felicit pentru efort, efortul a fost unul mare. Jocul, recunoaștem, a fost unul nu foarte bun din partea noastră. Mergem înainte, mai sunt 3 finale. Mulțumesc! Seara bună! Bun, am auzit și pe Măldărășanu. Vreau să vedem și cum s-a decis acest meci, pentru că meciul a fost decis într-un penalti acordat cu intervenția, după intervenția VAR. Centralul Ferran n-a observat Hentzul, a fost chemat de Iulian Dima să revadă faza și a dat penalti. În primul rând vă întreb dacă vi se pare decizia corectă de a acorda penalti. Mie mi se pare corect atât timp cât joacă mingea cu mâna. Este penalti și e departe de corp, e o neglijență. Nu cred că a fost neapărat o intenție să joaci mingea cu mâna, dar într-adevăr îi schimbă traiectoria. Fiind în care, pentru mine e penalti clar. Nu, și are și mâna într-o poziție... Departe de corp, da. Adică pare că vrea să ducă intenționat mâna spre minge. Nu ești de acord, Budan? Sunt pe altul care mă plictisesc. Există, fără discuție, acoperire regulamentară, dar... Deci, pentru asta a fost, de fapt, inventat VAR-ul. Știu, da. Descoperă asemenea penaltiuri. Încă o dată, dacă pentru mine penaltiul ăla nu este niciodată penalti... Adică e regulamentar, sigur, iar la rapid. Okay, păi nu e penalti, că nu poți, ăla nu cade. Eu nu cade din acel contact. Îți spuneam și înainte de emisiune. Mi se pare că este singura chestiune, interpretarea Hentzului în care eu, pe care FIFA, UEFA, mă rog, IFAB și așa mai departe, n-am reușit să o clarifice într-un sens sau altul. Ca intenție. Dar cum să faci? Nu știu. Cum să faci? Să spui în felul următor. Dacă atingi mingea în care cu mâna, e penalt orice ar fi. Nu. Nici mi se pare asta. După aia caută jucătorii să-ți dea în mână intenționat și atunci e penalt. Altfel n-ai cum. Adică cum să... Le fac eu un echipament în care să aibă mâinile legate la spate. În sensul și dacă ne antrenăm bine, vă învățăm să legăm și așa. Marea majoritate a hinturilor în care sunt interpretabile. Adică chiar este la atitudinea arbitrului. Corect. Bă, Hentzu e când mă duc așa, cu mâna, ies așa. Ai văzut că era o fază când ieșea așa. Bă, dar aici, da, într-adevăr, e regulamentar. Nu e nimic de zis. Este regulamentar, numai că mi se pare că acest regulament este contra fotbalului. Da. Nu este pentru fotbal, ci este contra fotbalului. Mi se pare iar ciudată o chestie legată de penalti și chiar în carieră mi s-a întâmplat. Un fotbalist care, nu știu, printr-un dribling, practic, el nu se duce spre poartă, vine spre mijlocul terenului și faulta la în careu, acolo. Deci, practic, el n-avea nici, nu era îndreptat spre poartă acțiunea și mi s-a părut mereu că nu-i corect. Adică, dacă omul se duce spre... Nu se duce spre poartă, de ce aș da penalti? Cumva în spiritul jocului. Da, adică tot o chestie nu e corect, dar astea sunt legile. Da, repet, nu prea poți să rezolvi altfel. Da. Încă o reacție, la ascultăm și pe Romario Benzar de la UTA. Să-l câștigați, ce ai simțit în seara asta? Da, bună seara în primul rând. A fost o presiune imensă datorită faptului că FC a câștigat.
Ne-am concentrat, ne-am pregătit foarte bine și ne bucurăm că am luat toate cele trei puncte. Hermannstadt, adversar greu, nu fusese învins. Ați demonstrat că puteți bate o echipă care, dacă le punem și cele 9 puncte, sau mă rog, 4 și jumătate cât au avut, ar fi fost o echipă de play-off. Vă dă curaj? Da, și după părerea mea este o echipă de play-off, o echipă foarte bună, omogenă. Ne dă curaj, noi știm că avem valoare, dar am trecut printr-un moment mai puțin bun al nostru, ca și colectiv. Ne bucurăm cu o dată cu venirea domnului Rednic, am ieșit din acea pasă care ne apăsa și sper în continuare să avem rezultate și cel mai important este să ne salvăm de la retrogradare. Ce crezi tu că s-a schimbat odată cu venirea lui Mircea Rednic? Sigur, a fost semifinala de cupă, dar da, cred că aici s-a văzut mai mult venirea noului. Da, în primul rând vreau să le mulțumesc staffului care a plecat, domnului Balin și întreg staffului. Am lucrat foarte bine cu dânsul, dar știți cum e, când vine un antrenor nou, e altceva la echipă, altă atitudine, se pare că ne-a prit și ne bucurăm. Da. Așa că tu ești deja un jucător cu experiență. Îți place așa să trăiești cu cuțitul la o etapă de etapă? Că știu că aici e foarte mare tensiune. Da, e o presiune. Sau poate nu te gândeai că o să ajungi așa, nu? La final de sezon. În iarnă când am semnat nu mă gândeam. Mă gândeam să avem mai multe puncte. Dar asta e, trebuie să muncim și sper să o scoatem la capăt. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, ce se va întâmpla? Va fi o muncă la noi în echipă. Toată lumea trebuie să muncească în gruzitor. Am văzut toate declarațiile sunt astea. Deci va fi în astea luna asta, va fi ceva tot teribil, să știi. Va cântări decisiv ce urmează în etapa viitoare. Oricum, că l-am văzut acum pe Benzari, eu sunt dezamăgit așa de traiectoria carierei sale. Adică eu îl vedeam un jucător bun, a făcut pasul către campionat top 5, a fost la Lece. La titular în echipa națională, României. Și deodată n-am te trezești la o echipă la... Lece l-a împrumutat, nu vreau să greșesc, că la Perugia. Parcă, da. În serie B, care a retrogradat și nici acolo nu a jucat niciun minut. Da. Eu asta n-am să înțeleg și chiar aș fi... Cred că trebuie făcut un studiu pe chestia asta. Foarte adică ești un jucător, te duci în Italia... Ai luat banul, nu mai trebuie nimic. Nu, ești mulțumit. Poate mai pregătești... Nu, dar plecând de la premiza, că dacă te-au luat... Te văd un jucător valoros, că altfel nu. Deci ceva se întâmplă în momentul când tu ajungi acolo. Avea ceva mare leafă de la Lece. Și suma transfer a fost mare. 2 milioane. Deci tu ajungi acolo, în fotbalul italian, la o echipă care te-a vrut, a plătit 2 milioane pe tine, ți-a făcut un salariu bun, e clar că se creează un declic. Unde? Nu te pregătești. Da. Ești... E clar că nu te pregătești. Păi de ce să faci asta? Cred că ți-am spus, ai semnat pe cât? 3 ani, cât? 1,5 milioane, 4,5 milioane, la revedere, domnilor. Să dăm drumul la party all the time. Înțelegi? Păi, da, asta poate fi o explicație. Ce rost are? Dar poate să fie o explicație la toată. Păi, asta s-a întâmplat și în cazul lui Maxim, care și-a dat seama la un moment dat că nu face ce trebuie, că se luase cu Stuttgart pe 5 ani, era liniștit. Prima oară l-am văzut la aeroport cu o haină de blană, de aia așa că e lider, e capul mafiosul, de-aia blană până la engleză. Dacă ții minte cu Denzel Washington. Da, exact așa era ales. Hai că ne întoarcem la discuție, dar suntem pe Mircea Rednic. Sunt fericit de jucătorii, un meci greu, am suferit, au fost momente când am suferit, dar mă bucur că am reușit să câștigăm meciul. Să aveam nevoie de această victorie și aveau pentru moral și toată lumea, ați văzut tot orașul, ce atmosferă incredibilă. Și chiar vreau să-i felicit că au avut răbdare cu mine și cu noi și i-au susținut până frerat arbitru. Spuneți-mi despre situația lui Rareș Pop, ca să știe toată lumea. Și bine, e ok, da, și-a revenit, am discutat cu el. Doctorul l-a luat și l-a dus iară la spital să mai facă ceva investigații. E un puș de 17 ani care aleargă foarte mult, tot timpul prezent, super calități. Trebuie să avem grijă de el pentru că ar fi păcat să... Dar din cauza efortului, a fost din cauza că a alergat foarte mult și... Dar mă bucur pentru el că și-a revenit, ne-a revenit și noi și victoria asta sper să ne dea încredere, s-a terminat un meci, mai sunt 3 meciuri. Le-am și zis astăzi, aveți voie să sărbătoriți, dar nu știu ce, dar foarte scurt, pentru că de mâine trecem la treabă, că ne așteaptă un meci direct cu FC Argeș și o victorie acolo ne-ar asigura în primul rând locul de baraj și după aia mai vedem.
Cum vi s-a părut? Pentru că a fost primul meci în campionat, acasă, cu stadionul aproape plin și cu atmosferă extraordinară. Adică eu am stat afară și pur și simplu nu mă auzeam. Deci a fost și un motiv pentru care eu am semnat aici. Sunt condiții foarte bune, un stadion, lumea trăiește pentru UTA, se implică toată lumea și în oraș. Am făcut câteva plimbări, am ieșit ca băieții prin oraș să simt atmosfera din Arad și se vedeau că au suferit până acum și că-ți doresc ca să rămână în prima ligă și noi sper să reușim ca să le dăm această satisfacție, pentru că Aradul merită să aibă echipe în prima ligă. Matematic încă vă puteți salva și direct, adică și fără emoții. Tocmai asta spun, dar luăm meciul de la Pitești, unde acolo să fie care pe care. Da, vreau să vă mai întreb, dacă cumva va fi baraj și va fi cu Dinamo, ce va fi pentru Dinamo? Nu știu, să ajungem până atunci, nu mai contează. Eu sunt profesionist, am fost acolo. Ați rămas puțin cu sufletul acolo, n-are? Totdeauna. Sufletul a rămas acolo, dar ca profesionist eu sunt aici și 24 din 24 de ore vor fi disponibili pentru UTA Arad. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce a fost ultima partidă disputată în etapa cu numărul 6? Fiecare echipă mai are câte 3 meciuri de jucat. UTA din nou peste FC Argeș, 21 de puncte. FC Argeș rămâne la 20. Ambele echipe sunt la au beneficiat de rotunjire. Nu mai spun că au terminat și sezonul regular cu același număr de puncte. Chindia 22. Urmează FC Argeș UTA. Și departajarea este scorul direct, nu? Departajarea în cazul este... Lor. În cazul lor, amândouă au avut rotunjire, așa număr de puncte, al treia meciul direct, de... meciul direct din play-out. Cum să faci așa care ceva? Care e un singur meci. Măi, nu, este ceva, este ceva uluitor. Da. Deci cum să... Orice criteriu era mai bun, numărul de cartonașe galbene, nu știu... Golurile marcate versus... Băi, dar cum să fie meciul direct când este un singur meci pe terenul unei echipe? Sau măcar... Dar dacă jucam pe teren neutru, înțelegeam. Atenție! La Liga a doua, la finalul turului, că a fost un singur tur, criteriul, principalul criteriu de departajare era meciul direct. Uluitor. Meciul direct, deși da, era unul singur. Nu e corect. Nu e corect, da, da, da. Bine, așa în jumătățirea e corectă? Nu. Din punct de vedere, nu. Ce ți-am mai spus? Da, asta în jumătățirea se pare, creează se pare, aceste... Aici pot se să pare înțeleg. Spiritul jocului să nu, se e contrast, jumate, nu, dar de... aici este interesul... Bă, gândește că noi și așa avem un fotbal sărăcuț. Dacă n-ar fi nici miză, ia gândește că cum a câștigat atunci FCSB-ul Purăie Camp. Când încă nu era... 16 puncte avans. 16 puncte avans avea. Asta n-ar mai trebui, după ce că suntem cum suntem, înțelegi? Păi știi că... Și să ai două echipe ca Media și Clinceni de anul trecut, care se duc din prima, deci nu mai trebuie pentru nimic. Din cauza acelui sistem și a faptului că a existat atunci o echipă gen Steaua, care a avut un avans foarte mare, s-a ajuns să aibă loc un meci Steaua Faro atunci 2-5 pe marginea păi care s-a făcut. Nu? Și nu doar ăla. Acum trebuie să vedem și în Italia la anul același sistem, pentru că Napoli a luat campionatul. Asta e excepția de anul ăsta. Dar n-are treabă. Nu, asta e excepția de anul ăsta. Să iei punctele unei echipe pe care s-au mai luat unii după noi. Păi se face în Austria, dacă nu mă înșel, în Belgia. În Belgia noi ne-am luat după ei. Noi, dar în Austria se face. În Austria se face, dar nu știu dacă este în jumătăție, nu știu sigur dacă e. Ba, poate că da, prea s-a apropiat de toate. M-am prea s-a apropiat. Au ajuns toate. Oriunde ar fi, este aberant pentru mine, pentru că este muncă. Dar încă o chestie, că și aici, normal, tu ca jucător, ai primele în contract. Fiecare punct. Deci tu, practic, pentru fiecare punct primești niște bani. Clubul te plătește pentru suma asta întreagă, da. Și practic tu ei ai trebuit să ia bani la jucător jumate. Păi stai un pic. Păi de ce nu? Păi nu, zic conform jumate de care este problema. Știi care este problema? Aberant, adică n-are. De ce în campionatul puternice nu se face treaba asta? Pentru că sunt numai puțin de 7 echipe care joacă în cupele europene, mă. Deci 4 în Champions League, 2 în Europa League, 1 în Conference League, 7 echipe. Deci pică 3. Ei sunt 20, pică 3, 7 treacă în cupele europene. Păi bă, cam toată lumea are treabă. Corect. Da, acolo sunt 20 de echipe. Pe de altă parte... Păi da, 20, dar 10 locuri pentru, sunt... Pentru genul ăsta de competiții, cum e cel din România, sistemul cu play-off este perfect. Nu este. Știi câte țări au marșat spre acest sistem? O să fii surprins, foarte multe. Da. Păi, Belgia cred că a fost prima. Olanda. E România, e Austria, e Bulgaria. Olanda. Nu, și Olanda nu. Olanda joacă... E Grecia. Danemarca, au trecut și țări nordice, no, Cipru, no, eu spun toate țări, mi se pare că și Israel are, Israel multe, are sigur, cum? Multe țări. Polonia a avut, a renunțat,
că sunt și țări care au avut și au renunțat. Polonezii au renunțat. Știi care e problema la noi? Că din cauza acestui sistem, cel puțin la play-out, nu prea se mai agită nimeni în sezonul regular multă vreme. Poate să fie o greșeală. Bă, nu e mulți. Poate să fie o greșeală asta, să știi. Da. În fine. Să discutăm, dacă tot vorbim de acest sistem, de play-off. Lupta la titlu e relansată. Cum o vezi în momentul ăsta? O vezi favorită pe Faru sau nu vezi vreo favorită la cum arată clasamentul și cum arată programul ultimelor patru etape? Având în vedere că FCSB-ul joacă 3 meciuri acasă din 4, am putea spune la o primă vedere că e avantajată. La egalitate de puncte, Faru este avantajată, da? Corect. Că FCSB-ul a beneficiat de rotunjire. CFR-ul totuși a scoate-o. Nu cred că se poate. Departe. Da, nu cred că se pot încurca și Faru și FCSB și să beneficieze CFR-ul și să câștige toate meciurile ca să beneficieze de pașilor greșiți. E clar, o luptă cot la cot între FCSB și Faru. Eu totuși cred că meritoriu ar fi ca Faru să câștige campionatul, deoarece au condus, vorbeam înainte, 30 de etape din 36 pe primul loc, Faru. Da. Deci 30 din 36 a fost pe primul loc, iar FCSB nu a fost niciodată pe primul loc. Asta nu înseamnă că... Nu a fost pe primul loc. E prima dată acum când e pe locul 2 în acest sezon. Da. Asta nu înseamnă. Adică trebuie totuși apreciat și FCSB-ul că venind de pe locul 14-15 să face o cursă de urmărire, și aici aș vrea să evidențiez în primul rând rolul lui Pintilii, pentru că știm foarte bine cum să fac schimbările, știm, dar... Această revenire, această metamorfoză, că practic a fost o metamorfoză, din momentul când am plecat Dică și a venit Pintilii, era o altă echipă din ce am văzut. Mă refer la exuberanță, la jocul mai combinativ, mai creativ, și cred că el, dacă nu avea perioada aceea de meciuri legate, victorii legate, nu cred că mai să puteau ajunge în această situație. Și acum, noul antrenor, vedem că totuși reușește să-i țină capacitați și cred eu că ultima etapă a fost, eu cred că Faru nu se aștepta să fie această desfășurare a ultimei etape, ei să se încurce la Sepsi și FCSB să mai cadă, toată lumea să gândea că FCSB-ul poate face un egal la Craiova și Faru câștigă cu Sepsi. Teoretic, sau măcar fac același rezultat. Asta era o șansă mai mare pentru această variantă. Da. Sau măcar fac același rezultat. Pe de altă parte, să știi că ultima etapă i-a adus un avantaj Farului, chiar că distanța față de locul CFR. Dusă. Exact. Nici CFR nu mai e la mâna ei. Da, CFR da, era la mâna ei înaintea mea. Câștiga în Giulești, câștiga până la final tot. E, acum singura echipă care e la mâna ei doar Farul. Eu zic că cine face... Deci ce am văzut în ultimele meciuri arată că fotbalul nu are nicio legătură cu calcule, cu pregătire, cu strategie, cu formă. Deci toate scorurile au fost greșite. Rapidul, cum a dat meciul. Faptul că Rapidul îi bate pe FCSB este o nebunie. Că FCSB îi bate pe Craiova este o altă nebunie. Că Rapid face 3-1 cu CFR Cluj, cu ea cu două bare, că scap. Deci este ceva așa de domeniul fanteziei. Dar totuși cred eu că cel chiar șep și cu Faru. Cum adică? Faru ratează 3 ocazii imense după ce face 1-0. Da, dar... Acolo așa a prost Faru, dar face 3 ocazii. Cel mai frumos ar fi la meciul direct. Adică ar fi... Te referi la meciul de Faru FCSB. Da, Faru FCSB. Ca acel meci să aibă miză cu adevărat, înseamnă că distanța trebuie să fie mai mică de 3 puncte între cele două echipe. Da, dar... Nu știu, adică FCSB-ul cu 3 meciuri acasă e cam greu să te mai încurci. Mă, Paulu! Bun. N-aș fi, aici sunt de acord cu reacția lui... Da, nu știu, o să joace cu stadionul aproape, eu zic că o să vină multă lume la meci. Eu cred că fiind așa aproape contextul... Băi, au reușit să se plece cu voluntariu. Contextul celor două competiții interne face de așa natură încât să dea miză și echipelor aflate pe locul 4-5, care vor avea un rol important în lupta la titlu. Pentru că măcar până la finala Cupei României, locul 4 este o țintă, că te poate duce la baraj și te poate duce în Europa. Ceea ce contează. Ascultăm pe Gigi Becali, vorbim despre lupta la titlu. A zis că se retrage, a vorbit astăzi despre fotbal, despre arbitri, despre lupta la titlu. Vedem ce spune despre această bătălie. Noi am venit în lupta la titlu. Eu acum dau interviul ăsta pentru că eu am terminat. Numai că am acum un client care negociez cu el. Înțelegi? Adică am 25 de milioane, a zis domnul că dă 25 de milioane.
Și am zis, băi, eu campionatul, dacă îl iau, eu nu mai vreau, pentru că pot să iei 40-50. Și negociez cu el, dacă sunt campioni, au 40. Deci dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă, dacă nu 25. Deci contează asta foarte mult. E român. Nu, dar nu pot să spun, da? Și are bani mai mulți decât dumneavoastră? Adică, bă, nu cred. Mai bogat ca mine nu e, dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine ca să iei o echipă. Are bani să susțină echipa la nivelul la care a susținut-o dumneavoastră în toți acești ani? Un om care are 25 de milioane bani cash, că eu așa am ce, bă, banii pac toți odată, un om care are 25 de milioane mai are sigur încă 25. Că doar nu e nebun să aibă 26, să dea 25 pe o echipă și să mai aibă 1 milion la familie. Nu? Nu voi fi nebun așa? Da, deci, lângă cele 25 mai trebuie să... Păi dar nu, dar eu cer 40 dacă suntem campion. Omul a dat, domne, negociem și asta. Păi și mai dați dumneavoastră echipa dacă ești campion? Dacă băi, te-ați luptat pentru... Băi, tată, eu i-am cerut 40 ca să-ți zic, băi, cer 40, că dacă ești campion să nu mai dau. Dar el, dacă domnul zice, dă și 40, eu după aia îi iau pe voluntariu. Și eu vin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbal. Hai că mă încep să mă laud și glumesc de fapt cu voi mai mult, da? Dar luați campionatul până la urmă? Ce? Șansele pentru titlu. S-au încurcat. Bă, normal, normal. La ora asta, prima șansă e a noastră. Și de ce e prima șansă? Nu spun că nu vreau să desconsider. Nu mai zic nici, lăsați-ne, pregătim cu tare. Erau glume. De ce? Noi avem 3 meciuri acasă. Avem numai unul în deplasare, care și ăla e acasă. La Constanța. La Constanța jumate-jumate sunt FCSB-iști. Și avem 3 meciuri acasă. Normal, noi trebuie să batem, nu? Nu e normal să batem. Adică eu zic că prima șansă e a noastră. Eu așa cred. Florin. Uite, eu acum făceam un exercițiu de imaginație. Ce ar însemna fotbalul românesc 6 luni de zile, fără nicio intervenție, fără să-l vedem pe Gigi Becali? Fără nicio intervenție te referi în mass media sau fără intervenție la nimic, echipă? Nimic, nici la echipă, nici mass media. Okay. Mă gândesc dacă ar fi mai bine sau ar fi mai rău. Totuși, el dă culoare s-ar campionatului. S-ar ca 6 luni să fie un termen prea scurt. Adică dacă îmi spuneai, nu știu, în următorii 3 ani, ca să fie, că într-un 6 luni... Nu, da, măcar să vedem cum ar funcționa lucrurile. Păi nu, exercițiul tău este bun de pus în practică, da, dar pe 2-3 ani. Un da. An să spunem că 2-3 sau ani an, ok, poți. Un an. Da. Un an, adică să vină un antrenor care să fie lăsat să-și facă treaba, să fie judecat după rezultate, să fie judecat după, la fel și jucătorii, și să nu mai vedem declarații publice. Mă, și, adică ar fi mai, zic, pentru fotbalul românesc, ar sărăci fotbalul românesc dacă n-ar mai fi Gigi Becali un an de zile sau nu? Bună întrebare. Bogdan? Dacă ar fi un an de zile, eu zic, dacă de pleacă sabatic. Definitiv, eu zic că dacă pleacă definitiv din fotbal, financiar nu va fi bine fotbalului nostru. Eu așa cred. De bine de rău, Becali este singurul patron care a ținut echipa asta în permanență și bani plătiți, a injectat Botoșani, bani mult Farul, la Botoșani, Farul. La viitorul Botoșani. Da. Că mai sunt echipe care au dat jucători la el. Beneficia, da, de nu știu, într-adevăr, chestiunea asta pe care o practică el cu antrenorii e foarte vizibilă pentru că el o face public și lumea îi caută tot timpul, e cu microfonul lângă el. Dar ce crezi că la Craiova se întâmplă altfel la FC Craiova? Crezi că este total diferită treaba? Permite-te-l, nu-l bagă lumea în seamă atât de mult. Păi bun, și ce înseamnă asta? Că dacă se întâmplă și la FC Craiova, e bine? Nu dispariția lui Becali din fotbal. Va dispărea exact. Această practica intervenției patronilor. Nu cred că se scapă. Becali a dus-o la un alt nivel, adică deja, cum să spun. Dar încă o dată are și meritele lui, după părerea mea. Corect, așa după e. Părerea mea. I-am amuzat totuși cum în 2 săptămâni trece de la aici, aici și apoi se întoarce iar aici. Că acum 2 săptămâni după ce câștigase, ce meci câștigase, da, cu Farul, bine, în glumă, dar nu contează. Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. Pierde cu Rapid, vine și spune că se retrage, face scandal. Acum reintrând iar în lupta la titlu, vine și spune că nu este principalii favoriți. De ce ai vinde? Hai să luăm. Adică eu sunt Gigi Becali astăzi la masă aici și mă gândesc, deci ai financiar nu cred că poate să fie. Pentru că viața lui
în momentul de față, nu-i se schimbă nici pentru 25, nici pentru 50, nici pentru 100 de milioane. El la ce avere are și la stilul de viață pe care îl are, adică orică mai are 25 de milioane în plus că vinde Steaua în FCSB, orică nu-i are, nu-i schimbă cu nimic viața. Nu, și dacă ar avea nevoie de 25 de milioane, vinde un teren. Eu înțeleg ce spui. Exact, da, adică ai nevoie de 25 de milioane, vinde un teren. Dar nu, nu deci, vinde deci, FCSB pentru... Financiar nu ține. Financiar nu ține. Adică, el a explicat atunci când a avut conferința aia de presă. Nu, că este oprit prin alte mijloace și nu stăpânește... Adică nu e toată puterea la el fotbalistic pentru a lua... Asta explică el. Bă, okay, să știi că teoria asta a mai fost și a lui Porumboiu și a lui Iancu. Și atunci mă retrag. De ce să intru într-un joc în care alții decid? Care îi păreau să decidă ei. Porumboiu și Iancu tot așa au spus că au fost împiedicați să câștige campionatele. Da, dar știi cum e... Așa au spus, cum să spun. Știu asta, da. Dacă o fi și așa. Eu știu mai mult. Deci ăsta a fost argumentul. Da, dar argumentul nici ăsta nu ține. Ba da, că s-a făcut roșu, avea și aici pe tensiune, poți să înțeleg. Dacă te enervezi prea tare și tu mai ai bani, nu te mai interesează, poți să râzi de o chestie care te enervează foarte tare. Noi toți știm că el reacționează impulsiv. Da. Da? La cal vine și spune și după 2-3 zile se răzgândește. Eu, personal, cred că Gigi Becali nu va vinde niciodată FCSB cât timp va trăi. Adică sunt convins, ferm convins 100%. Că sub o formă sau alta, că cedezi niște acțiuni, că el dacă, măcar pentru, voi nu vedeți că a zis o chestie cu 2 săptămâni și nici măcar a zis că am cedat acțiuni, nu mai întrebe, nu știu ce, și nici măcar n-a avut puterea să-ți impui, mă, 2 săptămâni nu mai apar la televizor, am lăsat-o, gata, adică cât e caldă încă. Ce 2 săptămâni? Asta a fost acum 1 săptămână. Păi eu ce zic, el apare aproape zilnic la televizor și spune una alta, face conferințe de presă, adică el e clar un microb, da, pentru el. Și este ca și un copil al FCSB-ului, este copilul său, este creația lui în momentul de față, da? Pentru că dacă era Steaua anumită, nu mai era, dar FCSB-ul e clar creația lui. Și atunci de asta, nu văd vreodată, adică cu ce te... Vrei să scapi de ea? Vrei o zi, două, trei, după aia te gândești, bă, dar stai, uite, de atâția ani am muncit... Ești la voluntar, n-auzi? Da, e... Stă de 7 ani de zile, deci și nu ești voluntar să ce? Deci tu nu reușești să iei titlul cu FCSB pentru că e cineva împotriva ta, te duci la voluntar și poți... Păi la voluntar nu mai e nimeni împotriva. Vezi că n-are... Nu are sens ce spune. Da. Adică, atunci poți să înțeleg ieșirea pentru că a fost după meciul cu Rapid care... Da, e clar. Și a fost justificat într-un fel. Sau, domnule, m-a săturat, melehamite, nu mai pot. Dar nu vii și spui că ești când tu știi sigur că nu ești. Cam asta e ideea. Da. Adică, și tu ave, dacă ar veni din partea unui om care de-a lungul anilor să spui că ce a spus s-a ținut de cuvânt literă de lege, da, poți să, și să spui, da mă, uite, omul ăsta. Dar atâta timp cât el spune, anul ăsta luăm campionatul la 10 puncte, au trecut 7 ani, anul ăsta nu mai e. Oricum, Dani, vreau să vă spun altceva, bine să iasă din fotbal, să iasă și el și Varga și toți ăștia și să vină numai echipe de la ministere și primării. Asta da. Asta e mult mai bine, nu ne mai agităm, nu ne mai intră toți băieții, Iașiu, Oțelul, toți băieții. Ți se pare că sunt manageriate bine echipele alea? Aia, dar nu mai avem probleme. Jucăm între noi pe banii noștri. Nu mai are voie să te super, mă. Că sunt banii noștri la toate. Atunci, de ce? Ești ca la sportul american. Aplaudăm doar frumusețea... Ministerul Infrastructurii își face echipă beton. Să facă, domnule, toate felurile de echipe. Ne oprim. Mulțumesc mult, domnilor. Florin Lovin, Bogdan Cosmescu.